Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, că sunteți alături de noi într-o zi specială, o zi cu conotații multiple. Ziua de 23 aprilie, ziua de naștere a lui Shakespeare, declarată de UNESCO ziua cărții și a dreptului de autor și din anul 2005, ziua bibliotecarului român. Nu întâmplător am ales această zi împreună cu domnul primar pentru a inaugura piațeta din fața bibliotecii, piațeta care de astăzi se va numi piațeta George Radu Melidon, după numele profesorului și publicistului George Radu Melidon, cel care, în urmă cu 134 de ani, în luna aprilie a anului 1885, a donat primăriei roman 216 volume, punând astfel bazele primei biblioteci publice la roman. Îl rog pe domnul primar să ne spună salutul domniei sale și să inaugureze piațeta. Bună ziua, vă spun și eu, vă mulțumesc în primul rând pentru că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Avem un demers pornit din anul trecut, chiar dacă are rădăcini încă din anul 2009, când mai multe piațete din oraș au fost denumite după personalități care au marcat istoria municipiului roman. Începând de anul trecut am început să punem în practică și să materializăm prin inscripționarea tuturor acestor piațete, generând în fiecare lună câte un eveniment, astfel încât până la sfârșitul acestui an toate piațetele să fie marcate și inscripționate pentru a fi aduse la cunoștința cetățenilor din municipiul roman. Iată-ne și azi la un astfel de moment, așa cum spunea și domnul director, împreună am convenit ca astăzi să profităm pe de o parte și de vremea frumoasă de afară și să inaugurăm această piațetă. Mulțumindu-vă încă o dată, pe de o parte, pentru faptul că ați venit alături de noi la acest eveniment și pe de altă parte, pentru faptul că ați fost alături de față de comunitatea romașcană, fiind dintre persoanele care ați contribuit la îmbunătățirea fondului de carte la Biblioteca Municipală George Radu Melidon, o bibliotecă amplasată într-o clădire, emblemă pentru municipiul roman și cu care ne bucurăm foarte mult și în care am început să generăm foarte multe evenimente legate de cultură, romanul devenind în ultimii ani foarte verdeșent din punct de vedere cultural. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și alături de domnul director o să facem oficiile de dezvăluire a acestei plachete. Vă mulțumesc! O să le spun colegilor mei la mulți ani. Le mulțumesc pentru dăruirea și implicarea în această nobilă meserie pusă în slujba cărților și a editorilor de lectură. Și pentru că, așa cum spunea Nicolae Steinhardt, dăruindu-ne dobândi, tot astăzi am ales să facem o primă ediție a Galei Donatori Libris, Gala Donatorilor de Carte, pentru că trebuie să știți, colecțiile unei biblioteci se dezvoltă prin achiziția de carte și îi mulțumesc domnului primar pentru suma alocată la anul acesta achiziție de carte, dar și prin donații. Donațiile provenite de la persoane fizice sau de la instituții și organizații. Orice carte este binevenită. Colegii mei procedează la o selecție riguroasă. Exemplarele pe care noi le avem deja sunt dirijate către Basarabia cu ajutorul voluntarilor de la Mușatini. Anul trecut am trimis peste 1000 de volume în Basarabia. Anul acesta am cu voluntarii de la Cult Hub. Până acum am trimis 400 de volume și mai urmează și altele. Vă mulțumesc pentru că ați ales să donați bibliotecii noastre cărțile păstrate cu grijă ani de zile în bibliotecile personale,
Ele sunt acum în rafturile bibliotecii noastre și le sunt de folos și celorlalți utilizatori. O să rog pe domnul primar să mă ajute la decernarea diplomelor și o să fie o decernare în ordine alfabetică, după cum urmează. Domnul inginer Tamai Lincăi, pentru cărțile donate, dumnealui este nepotul scriitorului Dumitru Almaș și am primit o donație foarte importantă. Vă mulțumim, domnule Lincăi. Directorul edituriei Icon, dumneavoastră nu a ajuns, o să-i trimite prin poștă. Doamna Minodora Petre, de asemenea, nu este. Cei care nu sunt prezenți, o să-și găsească diplomele la bibliotecă. Domnul doctor Dan Gabriel Albătescu, pentru donațiile de carte și în special pentru istoria medicinii romașcane, o carte reper pentru istoria și cultura locală. Vă mulțumim, domnule doctor. Doamna profesor Martina Bajan nu este. Domnul Emanuel Bălan de la Târgu Neamț o să primească prin poștă. Domnul Vladimir Peșleagă, un scriitor din Basarabia, o să-i trimite prin Nadia Bisloma. Doamna profesor Ana Bobo a ajuns? N-a ajuns. Iasmin Bonciu, o tânără scriitoare. Mulțumim, Iasmin. Domnul Mircea Bostan, un donator tradițional al bibliotecii, membru al Uniunii Scriitorilor. Mulțumim pentru donațiile de carte, domnule Bostan. Doamna profesor Adriana Brumă, n-a ajuns. Aurica Budă, n-a ajuns. Doamna doctor Liliana Buțurcă, n-a ajuns. Doamna profesor doctor Monica De Carp, o parteneră dragă nouă. Simina Elena Cernat, o să rog pe doamna Andreea Farcaș să fie mesagerul nostru. Mulțumim, Andreea. Domnul avocat doctor Ioan Chelaru, pentru cărțile din domeniul juridic și nu numai. Și o mențiune specială, probabil că ar fi meritat o diplomă și fica domnii sale, doamna Luisa Chelaru. Doamna Emilia Georgeta Cioban nu este, o să trimite prin poștă. Domnul profesor Gheorghe Amen Cioban. Mulțumim, domnule profesor. Doamna Rodica Ciobanu. Este. Domnul Dorel Ciocan nu este. Domnul doctor Mircea Coadă, l-am văzut venind. Domnul doctor. Mulțumim, domnul doctor. Ovidiu Constantin Cornilă, un scriitor romașcan, trăiește în Spania. Cred că a venit mama. Domnul sale, vă rog. Haideți. Mulțumim pentru donațiile de până acum și mulțumim și pentru această comoară, Sadoveanu, ediție Princeps. Alexandru Cumpănașu, de la Asociația pentru Implementarea Democrației, o să-i trimitem o diploma prin poștă. Domnul profesor universitar, doctor Ioan Danilă, n-a ajuns. Pentru părintele Anton Desinescu, o să rog-o pe domnul Emilian Pal să ridice diploma și să facă cumva să ajungă la părintele. Mulțumim. Inginer Gheorghe Dima, de la Romașcan, trăiește la Galați, o să-i dăm un diploma. Directorul Ateneului Român, Andrei Radu Dimitriu, pentru donația din
Domnul Dan Dimitriu. Mulțumim, domnule Dimitriu. Domnul inginer Mihail Dimitriu, dumneavoastră nu este în țară. Elevului Iustin Iulian Dodiță, cred că n-a ajuns, elevii sunt în vacanță, o să facem noi cumva să-i trimitem diploma. Doamna Gracia Dormiente este dintre donatorii de Hellfest. Să rog pe Andreea Farcaș să trimitem. Domnul inginer Silviu Dragomir, îl așteptăm la Roman pentru un simpoziu, așa o să-i punem atunci diploma. Profesor Aurica Dudeu, cred că n-a ajuns. Ana Maria Filimon, Ioan Fârțescu, Elena și Vasile Fruturel, doamna profesor Anca Iorniță, este soțul doamnei din sală, și fiul doamnei Andrei Iorniță, alături de domnul inginer Traian Iorniță, o familie de donatori, mulțumim. Fiecare a donat cărți din domeniul în care au activat și activează. Mulțumim. Domnul Cristache Gheorghiu este un autor romașcan, trăiește la Brașov, o să-i trimitem diploma. Bibliotecar Mimi Gerasim, o să-i mânăm diploma. Părintele Ioncel Gorbănescu. Diana Belengescu nu este. Domnul inginer Mihai Horga. A ajuns? Haideți, un scriitor, un autor donator. Mulțumim pentru vorbele donate. Profesor învățământ primar Ana Gianna Huțan. Un partener al bibliotecii, un colaborator în mai multe proiecte. Mulțumim, doamnei Huțan. Doamna Valiana Ilion, cred că n-a ajuns.